Mulțumesc. O merit. O merit. Mulțumesc. Super emoții. Deci, inițial vreau să spunem prietenilor care ne urmăresc, și ai tăi și ai mei, care a fost culoarea inițială a mașinii? Neagră. Neagră. De ce ai ales să înfoliezi mașina? Protecție. Protecție. În primul rând. Culoarea mi-a plăcut foarte, foarte mult. Hai să vedem. Ești curios? Foarte curios. Prima dată, asta e cheia ta. Aici ai și o lavetă să ștergi praful. Mulțumesc în interior. Frumos. Cadou. Punem fontița de parte și hai să vedem ce iasă. Gata? Gata. 3, 2, 1. Mulțumesc. O merit. O merit. Mulțumesc. Ce să zic? Meritul e al tău, nu e al nostru. Tu ai ales culoarea, tu ai venit cu banii, noi am venit cu manopera. Dar adevărul e că e o culoare care chiar o reprezintă. Și Audi A5 întotdeauna arată bine. Audi în general arată bine. Dacă o culoare de genul ăsta... Și jantele stau foarte fain pe ea. Oglinzile au rămas piano black. Avem trapa piano black. Avem masca din față piano black. Ne-am jucat un pic și cu aspectul ăsta de aici care a rămas piano black. Ca să rupem puțin, să dăm agresivitate mașinii. Am făcut lipul de jos cu continuitate cu verdele ăsta. Etrierii roșii. Etrierii de RS, cum s-ar zice. Mânerele piano black. Stâlpii piano black. Antena piano black. Folie, adică geamurile privacy pe spate. Eleronul, bineînțeles, piano black. Și acum stopurile sunt și ele polișate, restaurate. Și dau foarte bine acum cu etrierii roșii. Da. Ești din filmul ăsta. Bineînțeles, semnătura auto CBN. Arată foarte bine, ținând cont că, na, caroseria nu a fost nouă-nouță, știi? Da, da, da. Deci... Da. E o mașină frumoasă. Și mai ai încă ceva, un cadou la interior. Un cadou la interior. Nu puteam să predăm mașina nouă la exterior și interiorul nefăcut, știi? Adică avem un detailing premium interior, curățare, injecție, extracție, tratament de hidratare la toate plasticele, la cheder. Meriți, meriți. A venit momentul să te resfăți și tu. Da. Da, să te bucuri și tu de munca pe care o faci și se vede foarte fain. Și nu e un degradeu foarte puternic. Da, da, da. Interioarele negre cu exteriorul colantat, știi? Da. Arată prezentabil, pentru că oricum și interiorul e de culoare închisă. Da, da, da. Nu deranjează. Cromurile sunt și ele full piano black și arată foarte bine pe mașină. Vezi? Da, da, da. Dacă erau cromate, nu mai erau în filmul ăsta, știi? Sincer, îmi place foarte mult buza asta la jantă. La jantă. Îi dă un aspect mai sportiv. Și aici lipul, iară piano black. Da, da, da. Și ăsta dă foarte frumos. Și o stăpânesc sănătos. Mulțumesc. Ne bucurăm din suflet. Un om extraordinar. Acum îi se potrivește bine și numărul de matriculare. Hot.